rog să, te rog să-i un loc, să te învăț ceva despre o emisiune de televiziune. În momentul în care se adună în platou machiajul, doamnele de la curățenie, domnii bodyguards, deci dacă intră cineva să ne fure geaca, să știi că tu ești de vină, pentru că nu mai este nimeni în redacție, toți au fost pe aici ascunși după camere, pentru că ai reușit în dimineața asta să ne... rău de tot. Adică orice om mare, nu știu dacă îți dai seama, este răvășit în fața, nu știu, calităților tale. Nici nu știu cum să le spun. Pentru tine, de exemplu, aș putea convinge producătorii de X-Factor să scadă limita de vârstă și să intre de la 12 ani. Și tu, de exemplu, în dimineața asta, mi-ai dat seama, mi-ai făcut să-mi dau seama că mai avem o șansă. Că mai avem o șansă. Adică se poate în țara asta. Mulțumesc frumos. Mulțumim tare mult pentru momentul ăsta. Nu ți-e greu așa la 12 ani și ori să porți, deja lumea se așteaptă de la tine să îi miști, să-i, cum să spun, să-i împingi într-o mică propastie. Atunci când faci ceea ce îți place, faci orice. De la ce vârstă cânti? De la vârsta de 7 ani. De la 7 ani. Care a fost prima piesă pe care ai cântat-o? Se numea Motanul meu. Motanul meu? Da. O mai știi? Da, puțin. Cum ar suna? Motanul meu e mare crai, agață-mă-ţe în tramvai. Agață-mă-ţe în tramvai. Cred că e pentru puberul asta, nu știu. Cumva s-a întâmplat. Ești la școală? În ce clasă ești? Sunt în clasa 6. Și cum? Poți să pleci de la ore? Te mai învoiești? Tu trebuie să fii la școală în dimineața asta, nu? Da, dar profesorii sunt înțelegători. Le cânti? Da, le cânt. N-ai ce să faci, n-ai încotro. Ți-ai dorit să fii pe scenă cu vreun mare star din lumea asta? Da, visul meu este să cânt pe scenă cu Celine Dion și Lara Fabian. Cu Celine Dion și Lara Fabian. Cred că cel puțin cu una dintre ele s-ar putea aranja în perioada următoare. Știi ce ai făcut tu canalului de YouTube al Antenei 1? Cumva l-ai dat peste cap. Este singurul clip de pe canalul nostru de YouTube care a depășit 2,5 milioane de vizualizări cu piesa Josie Malat, nu? Și colegul Oprișan de la antena, de partea de site-uri și, mă rog, ce ține de multimedia, ne-a informat în decembrie că au trimis filmulețul către producătorul acestui cântec și a fost impresionat de prestația ta și chiar ți-a scris un mail, nu? Ți-a dat un mail înapoi. Serge Lama. Ți-a scris personal Serge Lama. Ție. Da. Ai simțit ceva sau ești prea mică să trăiești emoțiile astea? Păi, eram foarte, foarte emoționată, dar în același timp fericită, pentru că adică atunci când poate să treacă și peste hotar. Ce-ți dorești tu să faci? Păi îmi doresc să cânt. La 16, la 18, la 22, la 30, la 35 de ani, la 60 de ani. Vreau să cânt toată viața. Asta e ceea ce îmi place mie. Și în afară de cântat, nu-ți dorești, nu știu, o ciocolată imensă sau... Nu, vreau să fiu medic, chirurg sau pediatru și în timpul liber să cânt. Un medic pediatru, cu vocea asta. Ferești. Medic pediatru am vrut să mă fac eu. Și n-am vocea asta. O să te rog să...